Binecuvântat să fie Domnul! El s-a descoperit dintotdeauna oamenilor și continuă să vorbească, arătându-ne nevoia și căile sale. Însă nu toți oamenii ajung la cunoaștere. Iar lipsa cunoașterii în planul mântuirii poate să aducă moartea, cum am discutat deja, dar și o lipsă de a cunoaște voia lui Dumnezeu în diferite probleme ale vieții poate cauza un mare eșec, de exemplu, o căsătorie greșit întemeiată, a te însoți cu cineva și a te prinde la o lucrare care poate să-ți fie total nefavorabilă, sau alte lucruri mai mari sau mai mici. Toate datorită necunoașterii voii lui Dumnezeu. Haideți că în această seară să urmărim câteva cauze ale neînțelegerii voii lui Dumnezeu. De ce unii oameni, din cei de afară, sau chiar dintre credincioși, nu înțeleg voia lui Dumnezeu, lucrarea Lui. Nu-i cunosc planul și nu pot ca atare să-L asculte sau nu vor să o facă. Profetul Ieremia scria în cartea sa, îndemnat prin Duhul Domnului, în capitolul 5, versetele 4 la 6, următoarele. Eu ziceam, numai cei mici sunt așa, ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, căci ei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor, dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. Deci în vremea aceea, atât preoții și leviții și ceilalți care trebuiau să cunoască îndeaproape cuvântul Dumnezeu, să-L tălmăcească, să-L explice altora, cât și întreaga masă de oameni, erau lipsiți de cunoaștere. Și drept urmare, scrie profetul, de aceea eu moară leu din pădure și inimicește lupul din pustie. Stă la pândă pardos înaintea cetăților, toți cei ce vor ieși din ele vor fi sfâșiați, căci fără de legile lor sunt multe, abatele lor s-au mulțit. Necunoscând voia Domnului, nici nu mai împlineau și pedepsele erau la porțile cetății și la ușile caselor lor. Vom vedea din Sfintele Scripturi și de altfel asta s-a putut sesiza și din ce s-a spus până aici, evident, din ce știm, că neînțelegerea voii lui Dumnezeu este determinată doar de vinovăția omului. Dumnezeu niciodată nu uită să se arate omului la vreme potrivită. Dumnezeu își trimite cuvântul Său la timp propice ca să se sesizeze omul. Domnul Iisus Hristos, intrând în Ierusalim, înaintea patimilor sale, a sesizat această pierdere a cetății de reședință a Israelului și scrie în Luca capitolul 19, versetele 44 și 45 despre efectele acestei lipse de cunoaștere, despre motivul neînțelegerilor. El rostește aici o sentință, o profeție despre Ierusalim. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Motivul? Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Apoi, în urmă, a intrat în templu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, citim și 46, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhar. Deci, schimbând scopul prezenței lor la biserică, folosind religia doar pentru interesele lor, au ajuns să piardă contactul cu Dumnezeu și cu realitatea spirituală. Era acolo Fiul lui Dumnezeu, intrat în cetate, n-au înțeles decât o parte din ei, a intrat în templu, s-au indignat. Și astfel, Domnul le-a spus că nu-i așteaptă decât pedeapsă. Tot Domnul spunea, citesc din Marcu, capitolul 4, când a rostit mai multe pilde, despre felul în care omului se mai dă lumină, să înțeleagă mai mult, să fie mai clar toate pentru el, sau îi se ia și ceea ce cunoaște sau aparent ar putea să cunoască. Marcu 4, versetele 23 la 25.
dacă are cineva urechi de auzit să audă. El le-a mai zis, luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Celui ce are, îi se va da, dar de la cine n-are, se va lua și ce are. Pentru că numai Dumnezeu dă lumină, din gura Lui iese înțelepciune, cunoaștere, pricepere, cum zice și în Proverbe 2. Dar Dumnezeu este motivat să o facă sau este determinat să se retragă și lumina Lui să nu pătrundă în noi? Am împărțit studiul în această zi în două părți. În prima parte vom vorbi despre lipsa cunoașterii mântuitoare, adică de cine oameni nu ajung să-L cunoască pe Domnul, nu vin la pocăință. Poate unii nici nu vin niciodată la adunare, nici nu vor să intre în contact cu Evanghelia, alții vin, dar pleacă înapoi sau discuția se încheie fără rezultat și altfel ei toată viața nu pot să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și mântuiască sufletul. Într-a doua parte vreau să vorbim despre posibilitatea nefericită, neplăcută, ca noi cei credincioși, într-un domeniu sau altul, să nu cunoaștem voia lui Dumnezeu. Care sunt cauzele acelei slăbiciuni sau care este vinovăția încât facem anumite lucruri sau nu le facem, păcate de omitere sau de comitere, că nu știm, n-am cunoscut și n-am aflat voia Domnului cea bună, plăcută și desăvârșită. Oamenii nu ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, fiindcă resping lumina Duhului Sfânt. Dumnezeu este Cel ce luminează Duhul minții. Și orice om care încă nu-L pricepe pe Dumnezeu, se află sub o sferă de cunoaștere a unui Duh străin, sau cu alte cuvinte, în întuneric, sub stăpânirea diavolului. Și întrucât toți oamenii au o determinare naturală spre religie, astfel se face că cine nu cunoaște cum să slujească lui Dumnezeu, slujește într-un mod greșit. Cine nu se lasă luminat de Duhul Sfânt să știe cum se apropie Dumnezeu și ce să facă, nu va putea să stea într-o poziție întrucât să nu fie nici pro, nici contra. Și va fi pe invers. Va face lucruri care nu sunt plăcute Domnului, provocat de diavolul. Domnul Iisus Hristos spunea, vorbind cu samariteanca în Evanghelia de Ioan, capitolul 4, când i-a întrebat de ce unii se închină la Ierusalim și alții pe munte. Închinarea la Ierusalim era corectă, era poruncită de Dumnezeu. Dar cea pe munte, cine o înființase? Și Domnul a spus, Ioan capitolul 4, versetul 22, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Deci, să nu ne mirăm de atâția mahomedani și hinduși și alții și alții, chiar în sfera creștinismului, care se închină într-un mod greșit și ei chiar cred că îi slujesc lui Dumnezeu, lui Allah, lui Buddha, altui zeu, pentru că nu cunosc. Și astfel nu pot să rămână areligioși. Sunt atrași ori sub o formă corectă, ori sub una greșită de închinare. Tot în această idee, respectivii oameni de afară, din întuneric, nu cunosc nici slujitorul lui Dumnezeu. Pentru că tot aici scrie în 4 cu 10, drept răspuns Iisus i-a zis acestei femei, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, mântuirea. Și cine este cel ce zice, dă-mi să beau? Tu singur ai fi cerut să bei și eu ți-ar fi dat apă vie. Vedeți ce clar vorbește Domnul? Dacă femeia aceea și-ar fi dat seama de mântuirea care o aduce Domnul Iisus, de persoana sa, totul trebuia doar să se rezume la a-i cere, să se îndure de ea. Până la urmă a cerut și apă vie, în măsura în cât a înțeles. Dar dacă ar fi înțeles mai mult, s-ar fi lămurit lucrurile imediat. Știți proveniența samaritenilor? Citim puțin din Cartea 2 Împărați, capitolul 17. Au fost oameni deportați de conducerea asiriană în diverse localități din Regatul de Nord, deci din cele aproximativ 10 seminții ale lui Israel ce au căzut mai întâi în robie. Și scrie aici,
În 2 Împărați, capitolul 17, versetul 26 despre ei, atunci au spus împăratului Asiriei: neamurile pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului țării. Și l-a trimis împotriva lor niște lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului țării. Și împăratul și-a dat seama ce trebuie făcut. A trimis niște oameni să-i învețe. Problema se pune în final, au ascultat sau câți au putut să priceapă adevărul. Dumnezeu nu impută oamenilor necunoașterea în absența unei lumini, dar se întâmplă că Dumnezeu își trimite lumina și oamenii n-o primesc. Duhul Sfânt are menirea să conștientizeze omul, să-l facă să înțeleagă, dar nu-l forțează, totul se realizează cu acceptul omului. Dumnezeu prin Duhul Sfânt, adică prin cuvânt și prin slujitor, sau Dumnezeu poate vorbi și prin vise sau prin alte forme directe, îl face pe om să vadă, dar nu-l silește. E ceva de genul ca și cum îngerii au spus lui Lot și familiei lui: ieșiți de aici că vine focul. I-au luat de mână, dar nu i-au putut sili să-i blocheze să nu se mai uite înapoi. Și astfel soția lui Lot a pierdut ieșirea din prăpăd și îndreptarea spre fericire, scăpare. De aceea să recunoaștem noi, cei care am avut parte de lumină, că nu noi am descoperit lumina. Lumina n-a fost o invenție a omului să strige careva cândva evrica. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Și evanghelistul și apostolul Ioan scria în cartea sa, capitolul 1, că lumina luminează pe orice om venind în lume. Numai că tot acolo scrie că unii n-au primit-o, dar tuturor celor ce l-au primit, deci accentul cade pe responsabilitatea omului de a accepta harul cunoașterii care vine de la Dumnezeu. De aceea când apostolul Petru a priceput că cel născut în Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, și a declarat, când Domnul l-a întrebat: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Domnul i-a spus: fericit de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, adică Duhul Tatălui. Matei 16, versetele 16 și 17. Hai să privim regula generală în privința cunoașterii din 1 Corinteni, capitolul 2. Pentru a vedea necesitatea ca Duhul Sfânt să vină să facă iluminarea oamenilor, de aceea ne și rugăm cu ocazia propovăduirii cuvântului, audierii mesajelor radio sau sub alte formă. E nevoie ca acolo să fie Duhul Sfânt să se facă lumină. Altfel, este ca și cum ai vorbi unuia care n-aude, e nevoie Domnul să-i deschide urechile, ca și cum ai pune și citească pe unul care fie că nu vede, fie că n-are școală, sau este într-o limbă necunoscută lui. 1 Corinteni 2, citim de la versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrările lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin harul său. Și versetul 14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicești. De aceea Domnul spunea că lumea nu va înțelege, pentru că Duhul nu se vede, nu este ceva ce poate fi dovedit prin metode omenești, este ceva supranatural, lumea nu-l vede, nu-l cunoaște. Dar el lucrează înăuntru celor care îl acceptă. Dumnezeu să lase lumina din ce în ce mai mare, până la miezul zilei să ne lumineze cărarea și să le arate drumul și la alții spre rai. După ce Dumnezeu luminează pe un om, dacă se lasă lumina, omul poate să vină și să rămână la lumină,
sau poate să persiste în stări de păcat. Și astfel, din diverse motive, avantaje temporare sau poate din plăcere, deși știe cum este bine, nu renunță la rău. Este ca și în acea întâmplare cu un copilaș care introdusese mâna într-un vas mai strâmt la gură și plângea că nu poate scoate. Și cineva i-a spus, dar tu ai introdus mâna acolo. Uite, așa întinde degetele și scoate-o afară. Și l-a zis, da, aici e un bănuț și vreau să-l scot. Și atunci când ținea pumnul strâns, nu putea să scoată mâna. Deci, când omul are un interes sau o pasiune, îl animă, el se uită la lumină, dar în același timp se uită și la aparentul dezavantaj. De aceea Domnul spunea în Ioan capitolul 3, găsim scris aceasta, de la versetul 19, căci se produce ca o judecată la nivelul minții și omul alege. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Motivul? Pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele, adică să nu fie provocat să se lase de ele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Așa se întâmpla și pe vremea lui Ieremia. Din generația aceea avem câteva exemple în cartea profetului. Citim din capitolul 4 și apoi din capitolul 8. Să vedeți că întotdeauna au fost oameni care nu că n-au putut afla voia Domnului, dar au preferat să rămână în păcat, să rămână în starea lor. Ieremia 4, versetul 22. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Deci, nu că n-ar avea rațiune să înțeleagă, dar s-au specializat în a face răul și se complac în această stare. Și evită, refuză să schimbe macazul și să facă binele. Citim și din capitolul 8, de la versetul 4. Spune-le, așa vorbește Domnul, cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși? Pentru ce dar poporul acesta Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu? În vremea aceea, nu la nivelul economiei de piață de astăzi, dar era un business și atunci. Și aveau măsurători cu care înșelau, atunci nu erau computere. Dar tot timpul au fost și vedeți, de la trucurile din antichitate și până la cardurile bancare, tot timpul există posibilitatea să falsifici și să umbli cu șmecherii. Și de exemplu, un om care s-a obișnuit să trăiască din astfel de afaceri necurate, vine la biserică și îi spui, de acum trebuie să te duci să te angajezi, să muncești într-un mod corect. Va spune, dar nu-mi convine. Scrie aici mai departe în versetul 6, căci eu sunt culoarea minte și aud, zice Domnul Căieș, nu vorbesc cum ar trebui. Niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut. Și toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă la luptă. Deci persistă în stări vinovate și astfel lumina nu va zăbovi toată viața asupra lor. Harul este limitat, Dumnezeu își retrage îndurarea. Se poate întâmpla ca unii, fie sub presiunea unor stări de bucurie, ca cei din sămânța căzută pe stâncă, sau a unor stări de necaz, să se pocăiască. Dar scrie acolo în pilda cu sămânța că vine ispita sau vine vreo altă formă ce îi provoacă să revină la starea de păcat
Și atunci, după o vreme de stat la lumină, de cunoașterea voii Domnului, iar abandonează trăirea în neprihănire și se întorc în păcat. Chiar zilele astea și eu și altcineva cu care am discutat, îmi spunea despre oameni din municipiul nostru care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au căzut apoi. Determinați de lucruri poate mărunte care i-au tras înapoi. Cum zice 2 Petru capitolul 2, se încurcă cu astfel de stări, citim 2 Petru 2 cu 20 și 21, și diavolul știe unde este slab fiecare, cum poate să-l lovească, să-l trântească. În adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii, deci au avut o vreme eliberați de păcat, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că și cunoașterea dă libertate, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. De ce ar fi fost mai bine pentru ei să nu cunoască? Nu pentru că omul care nu cunoaște scapă, ci pentru că cel care cunoaște va purta o vinovăție direct proporțională cu cunoașterea lui. Asta spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 47 și 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Aceștia sunt cei care au cunoscut odată. Dar cine n-a știut-o? Și ce n-au cunoscut-o niciodată, că n-au venit să se pocăiască, n-au venit să înțeleagă, n-au acceptat lumină. Și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Pentru că și lumina din conștiință, ce discutam noi la lecția potrivită și din natură, e suficientă ca Dumnezeu să tragă omul la judecată. Numai că va primi o pedeapsă mai mică, dar tot pierzare va fi. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Deci judecata va fi direct proporțională cu măsura de cunoaștere. De aceea evreii de regulă au fost pedepsiți mai rău decât celelalte neamuri. Pentru că în Psalmul 95 și nu numai este scris despre ei și atitudinile lor, știți, evreii mergeau o vreme bine, se îmbuibau, uitau de Dumnezeu și iar cădeau în păcat. Și ajungeau ca și unii care n-au cunoscut pe Dumnezeu. Pierduseră în unele perioade și cartea legii Domnului. Și când au găsit-o, s-au mirat de ce scrie în ea. Pentru că se îndepărtaseră totalmente cu mintea și cu întreaga viață de Dumnezeu. Psalmul 95, versetul 10. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta. Și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. Dar nu cei din pustie au auzit pe Dumnezeu vorbind de pe muntele Sinai. Iată că în acei ani, și cum am spus după aceea, în sute de ani, au dovedit că nu rămâneau credincioși voii lui Dumnezeu. Tot aici l-aș putea încadra și pe Faraon, într-o măsură mai mică, e drept. El la început, când s-a dus Moise și Aron la el să lase pe popor să plece, scrie în Exod 5, a zis, eu nu cunosc pe Domnul, avea dreptate. Dar după aceea, Dumnezeu i s-a descoperit, l-a făcut să vadă minuni și pentru scurtă vreme, de câteva ori a făgăduit că dă libertate poporului, că își dă seama că Dumnezeu e stăpân și iarăși revenea în starea lui. Aceste stări de iluminare, întunecare, nu pot continua la nesfârșit și se finalizează într-o stare fără posibilitate de revenire. Stare în care sunt demonii, de exemplu. Ei nu se mai pot pocăi. Fiindcă ei au avut o lumină mai mare decât avem noi oamenii acolo în cer. Ei l-au văzut, aș putea spune, l-au cunoscut pe Dumnezeu. Dar și cei credincioși, din Vechiul sau din Noul Testament, dacă tot persistă după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu și iarăși, se lasă duși în stări de rătăcire, ajung în stări din care nu se mai pot întoarce, cum vă citesc din Evrei 10, versetul 26.
Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Domnul să păzească pe toți de așa ceva. Deci, iată, recapitulez într-o idee, de ce oamenii de afară nu sunt mântuiți unii? Sau de ce unii pocăiți ajung din nou ca cei de afară și nu sunt mântuiți? Fiindcă resping lumina care vine de la Duhul Sfânt. Și apoi, fiindcă rămân în stări de păcat sau revin în acele stări vinovate. Să privim acum la ceea ce ni se potrivește mai mult tuturora celor de aici. Ignorarea voii lui Dumnezeu pentru cei care sunt în casa Lui. Asta e ceva de genul, copiii noștri ne cunosc. Știu când strigăm pe ei, știe care e vocea tatălui sau a mamei, dar dacă ar fi un altul străin ajuns din întâmplare în casa noastră și strigă cineva, va întreba probabil pe un copil la gazdei, a cui voce se aude? Sau dacă îl trimite să facă ceva în gospodărie, el nici nu știe unde stau lucrurile și ce trebuie executat. Dar copilul din casă știe, așa-i? Da, dar copilul din casă se poate face că n-aude. Sau aude, zice da, și nu se duce ca și acel fiu din pildă. Noi cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la mântuire și ne bucurăm că Dumnezeu a decis să ne mântuiască și ne va ajuta. Dar suntem noi gata să ascultăm voia Domnului și să luăm aminte la vocea Lui atunci când ne vorbește într-o privință sau altă? Se poate întâmpla să asistăm la refuzul de a afla voia Lui. Amintiți-vă de Samuel, pe care Dumnezeu l-a strigat de câteva ori. Nu și-a dat seama cine vorbește. Și-a crezut că bătrânul Eli îl cheamă să execute vreo lucrare. Dar dacă și după ce l-a înștiințat Eli și a explicat să spună vorbește Doamne că robul tău ascultă, el din nou s-ar fi dus la bătrân, sau și mai grav, s-ar fi întors pe partea cealaltă să se culce. Nu era atunci vinovat? Cu atât mai mult? De ce, să admitem, ar fi putut să fie ispitit un copil în cazul acela să se culce mai departe? În primul rând, și ceea ce ar fi fost mai vinovat, că nu vrea să slujească. Există un refuz de a vrea să cunoască voia lui Dumnezeu cei care nu vor să-i slujească. De exemplu, un om care nu este dispus să dea niște bani în numele Domnului, se va ruga el insistent în rugăciune să spună, Doamne, descoperă în voia Ta, trebuie să dau niște bani și unde să-i dau? Din potrivă. Și devine gândul acesta prin minte. Se va gândi la altceva, nu cumva să-i dea Dumnezeu vreo trimitere. Dar să citim câteva referințe din Scriptură. Ieremia, capitolul 2, versetul 8 mai întâi. O vinovăție a omului dacă mai întâi nu întreabă pe Domnul. Noi suntem datori să aflăm voia lui Dumnezeu. Preoții n-au întrebat, unde este Domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri, efecte peste generații. Dumnezeu a imputat oamenilor când n-au fost gata să întrebe care este voia Lui. Iată de ce a fost acuzat Saul. Citesc din 1 Cronici, capitolul 10. Și știți care a fost sfârșitul lui. Pagina 432, 1 Cronici 10, versetele 13 și 14. Saul a murit. Pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, a cărui cuvânt nu l-a păzit
Și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții, n-a întrebat pe Domnul. De aceea Domnul l-a omorât și împărăția dată lui David, fiul lui Isai. La un moment dat s-a încăpățânat, a căzut sub influența unui duc străin și n-a mai vrut să întrebe pe Domnul. La un moment dat îi spune unul din preoții din cetatea Nob, oare numai de acum întreb eu pe Domnul cu privire la fiul lui Isai? Nici n-a vrut să audă una ca asta. El era activ în Israel, m-a condus acțiuni de luptă împotriva filistenilor până la moarte. Dar n-a mai întrebat pe Domnul, nu l-a mai interesat voia lui, nu mai voia să-l asculte. Poate Saul este un exemplu prea dur pentru noi. Vă dau unul mai ușor. Asa, un om credincios. Ani de zile, zeci de ani. Dar spune Scriptura în cartea 2 Cronici, capitolul 16, că l-a prins ispita să nu mai apeleze la Domnul, să nu mai întrebe de Domnul. Citim din 2 Cronici 16, pagina 464, de la versetul 7. În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis, pentru ce te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeu tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Îi dă un exemplu din trecutul lui. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare oaste mare cu o mulțime de cară și călăreți și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisi pe el? Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Asa, în loc să recunoască, s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. Iată cum cele rele se leagă împreună. Versetul 12 ne aduce un alt amănunt. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Biblia nu recomandă și chiar condamnă ca să te duci întâi la oameni fără să întrebi pe Domnul. Te poți duce la spital, dar mai întâi roagă-te să vezi dacă nu cumva este vreo cauză spirituală sau vreo altă problemă. Ca nu cumva să mai dai și banii pe tratament și să nu te vindeci. Te pocăiești și apoi te poți duce. Și Dumnezeu poate să ajute chiar medicii, chiar să creeze condițiile spirituale, fizice, pentru însănătoșirea ta. Deci, să fim gata să aflăm voia Domnului în orice privință. Să nu spună vreun băiat stând așa în cumpănă, cum este exemplul acesta, a devenit clasă de acum. Era dragă o fată, vroia să căsătorească, dar avea și ideea că trebuie să se roage să întrebe pe Domnul. Și atunci știți cum a zis, Doamne, spune-mi, dar eu asta aș vrea. Nu, să întrebăm pe Domnul cu sinceritate, Doamne, în privința aceasta, luminează. Pune în mintea mea claritate, dă-mi o descoperire, vorbește-mi prin cineva, fă-mă să înțeleg, nu cumva să fac o greșeală. Noi întotdeauna trebuie să umblăm cu navigator la bord sau cu instructorul lângă noi. Și fie Duhul Sfânt cel ce ne dă lumină. Există situații, tot de refuză aflare voia lui Dumnezeu, printr-o ipostază fariseică. Este situația în care te faci că nu vezi. Domnul a întrebat la un moment dat, după ce el a fost întrebat cu ce putere face lucrările sfinte, de unde vine botezul lui Ioan, scrie în Luca 20, din cer sau de la oameni? Și ei și-au făcut calculul. Dacă zicem din cer, ne acuză, de ce nu l-ați primit? Dacă spunem de la oameni, ne ucid aceștia cu pietre. Și atunci au răspuns, Luca 20 cu versetul 7, că nu știu de unde venea. Nu știau? Se făceau că nu știu. De aceea le spunea Domnul, dacă ați vedea, n-ați avea păcat. Dar fiindcă ziceți, vedem, dar de fapt sunt situații în care voi acționați cu totul altfel decât ar trebui să știți. Vă pierdeți. Mai așa o altă situație, surprinsă tot de Domnul, în Matei 15, de exemplu.
În loc să asculte de porunca a cincea care le spunea să își îngrijească părinții, ei închinau avuția lor Domnului și spuneau că nu mai pot să ia din cea Domnului să aibă grijă de părinți. Dar de fapt era un refuz fariseic. Știau ei, dar în mod sistematic evitau aceasta. Chiar și lumea de astăzi, tot în mod fariseic, din ipocrizie, refuză să recunoască niște adevăruri care sunt atestate de istorie, de arheologie. Spune Scriptura aici, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori plini de bajocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Că de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau din începutul zidirii. Căci în adin se fac, că nu știu. Cum, nu s-au făcut descoperiri? Arheologi? Nu s-a dovedit că este un strat de mâl care datează de la potop? Și alte efecte în natură, cu dinozauri, cu stratul de gheață și cu toate celelalte? Știința vine și ajută pe oameni. Dar acum cum să o mai recunoască ei? Se fac că nu știu. Și astfel refuză să afle voia lui Dumnezeu. Pentru aceștia, gradul de vinovăție nu-i cu nimic mai prejos, mai redus. Este ca și cum ți-ar fi lăsat cineva scris ce să faci. De exemplu, soțul a plecat dimineața la serviciu și spune soției, adică îi spune, îi lasă acolo bilețelul la vedere. Și ea poate să-l pună deoparte și pe când vine soțul să spună, dragă, cred că a bătut vântul și uite, a aruncat hârtia sub masă. Doar dacă o zăream, făceam. Și cine mai știe să vadă ce și cum a fost dintre oameni? Numai Dumnezeu știe. Deci un astfel de refuz care se mai întâmplă printre oamenii care mint, care sunt fățarnici, merge numai în raport cu oamenii, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Doar față de Elisei putea să spună Ghehazi, robul tău n-a fost nicăieri. Nu știu ce vrei să zici. N-a fost Duhul meu cu tine? Când a oprit omul acela carul? Text relatat în 2 Împărași 5. Însă ce e mai grav decât atât? Există posibilitatea ca oamenii să întrebe pe Dumnezeu? Să afle voia Lui? Vrând nevrând? Dar să nu o accepte. Acceptăm totuși o măsură de reducere acestei vinovății pentru oamenii care sunt lipsiți de un concept curat și au o înțelegere greșită, pentru că poate sunt influențați de alții. Cum îi judecați, de exemplu, pe cei doi mergând în drum spre Emaus? Ei se comportau greșit. Pentru că Domnul le spusese că va învia, în Scriptură le-a scris, și ei țineau de ideea lor. Ne-au spus niște femei că e viu, dar asta în mintea lor nu a avut efectul necesar. De exemplu, poți să-i spui cu voi, frate, nu este bine așa, dar el are în minte ideea lui. Și, cum se spune la român, ține ca orbul de bâtă. Și este greu să treacă peste felul în care el a înțeles, peste conceptele sale. Sunt lucruri foarte obișnuite. De exemplu, pentru probleme din familie, fie între soți, fie în raporturile dintre părinți și copii. Ascultă de soțul tău. Dar eu așa am fost învățat, așa m-am obișnuit să știu eu ce fac cu banii și a fac cu poate și mama. Sau să-i spui unui bărbat, auzi, Dumnezeu ți-a vorbit că acum să îngădui să lași după soția ta. Și poate tu ai stilul tău de a fi și nu vrei să te lași înduplecat sub nicio formă. Destul de grav. Pentru aceștia, Dumnezeu poate să mai aibă un har al unei explicări suplimentare. Putea Domnul să-i lase pe cei doi în drum spre Emaus să spună, v-am spus, duceți-vă și rămâneți așa. Dar Domnul s-a dus, i-a căutat și le-a mai vorbit odată. Le-a încălzit inima și i-a făcut să priceapă.
De aceea este foarte important să rugăm pe Domnul să vină cu o lumină suplimentară. E ceea ce scrie la binecuvântarea din numărul 6, să te lumineze și să se îndure de tine. Dacă n-ai înțeles, să-ți mai oferi o șansă. Să vină Domnul cu o profeție, cu un vis, să vorbească cuiva prin diverse evenimente. Pentru că altfel vorbind, toți am auzit ce-i bine și ce nu-i bine, dar au priceput toți? Și atunci e nevoie ca Dumnezeu să aducă lămuriri. M-am gândit un alt exemplu la Apostolul Pavel. El era foarte bun cunoscător al Vechiului Testament. Apoi a auzit predica lui Ștefan, explicații duhovnicești, a unui predicator care era însoțit în lucrare de predicare de semne și minuni. A înțeles ceva? De ce n-a înțeles? Fiindcă în mintea lui era prea betonat, aș spune, principiul mozaic în înțelegerea vechi testamentală a tradiției lor. De exemplu, stă de vorbă un creștin neoprotestant cu un altul, poate, de factură evanghelică, unul s-a botezat la maturitate, celălalt acceptă botezul doar în forma devenită clasică, seculară, a bisericilor majoritare. Să încerci să-i explici, să vezi ce greu va înțelege, fiindcă are o preconcepție și e greu să accepte ceva nou și să se lepede de situația lui de dinainte. Dacă este o stare de necunoștință, cum zice Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, despre sine, versetele 13 și 14, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Deci un har suplimentat ca să-L ajute să înțeleagă. Aș mai lua aici un exemplu diferit din Faptele Apostolilor, capitolul 13, vom citi câteva versete. De la versetul 6 este prezentat Pavel și Barnaba în prima lor călătorie misionară, unde au întâlnit un proroc mincinos, un iudeu cu numele Barisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă, dregătorul roman, a chemat pe Barnaba și pe Saul și le-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el, i-a rostit o sentință, și apoi scrie de la versetul 12, atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Deci, acordăm circunstanțe atenuante pentru oamenii care n-acceptă voia lui Dumnezeu, pentru că sunt sub o influență a unui mediu, a unor oameni care îi provoacă să vadă lucrurile în mod greșit. În ideea aceasta, trebuie să ne rugăm și când vorbim cu cineva, să nu-l acuzăm imediat. I-am spus, nu vrea. E drept că nu vrea. Dar poate Duhul care îl influențează, mediul în care trăiește, nu-l lasă să se desprindă și să înțeleagă cu ușurință voia lui Dumnezeu și să o împlinească. Iată ce scrie în 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 24, o recomandare pentru noi. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Deci ei nu sunt pocăiți sau nu fac binele, că le este foarte greu să priceapă. Dar de ce? Vă rog să faceți diferența între ceea ce am spus înainte. Sunt unii că nu primesc lumina, că nu vor ei. Dar aceștia despre care vorbesc acum sunt sub o influență poate superioară lor. Sunt stăpâniți de un demon. Nu poți să ceri un om demonizat, crede. Ai putere să crezi.
el e controlat de cineva mai tare decât el și trebuie să fie scăpat de influența aceea. Și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Unde e limita dintre o posesiune demonică majoră și se trece în domeniul unde omul ar putea să se îndrepte și stă la el puterea, îi dă lui Dumnezeu personal har să se ridice, asta este greu de spus. Și ultima situație, și într-adevăr vinovată, este un refuz direct să afli voia lui Dumnezeu, să o înțelegi, dar fiindcă nu-ți convine să refuzi să o execuți, să o împlinești. Asta se soldează cu o vinovăție și aduce pedeapsă. Avem în Scriptură un exemplu foarte categoric în Ieremia 42 și 43. Și vă rog să țineți cont de asta, pentru că și cei de aici, greșind, le-a fost fatală atitudinea. În Ieremia 42 ne aflăm din punct de vedere istoric, după deportarea în robia babiloniană, mai rămăseseră în țară niște oameni săraci și niște soldați refugiați într-o parte sau alta, niște partizani. Aceștia au fost dezbinați, unii au coalizat cu vecinii lor și au ucis pe Ghedalia, dregătorul rămas în țară. Cei rămași s-au temut acum de babilonieni. Țara era distrusă, era sărăcie. Și aveau două posibilități. Să rămână în țară sau să plece în țara Egiptului. Țară cu care fuseseră în relații bune în vremea războiului cu babilonienii. Și-au procedat corect până într-un punct. Citesc din 42 de la versetul 1. Toate căpeteniile oștirilor le enumeră, au zis prorocului Ieremia: fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci erau mulți, dar a rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drum pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Foarte frumoasă formulare. Suntem într-o criză, Dumnezeu să ne lumineze, ce trebuie să facem? Prorocul Ieremia le-a zis: am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut fără să vă ascund ceva tot ce va răspunde Domnul. Atunci i-au zis lui Ieremia, au zis cum se angajează: Domnul să fie martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui, fie bine, fie rău. Nu în sensul că Dumnezeu ar spune rău, că lor le-ar cădea rău, adică Dumnezeu poate să spună ceva ce îmi convine, sau ceva ce n-aș prea vrea. Noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem ca să fim fericiți. Știau ce urmează după ascultare, ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. După 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Și Ieremia, după ce a avut mesajul de la Dumnezeu, a chemat pe acei ofițeri, probabil și masa de oameni, și le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, la care m-a trimis să-i aduc înainte rugăciunile voastre. Și să scurtăm, fără să mai citesc eu de la 10 la 22, el le spune pe scurt următoarele: rămâneți în țară, împăratul Babilonului va fi motivat de Dumnezeu, îi va inspira milă față de voi, nu o să muriți. Dumnezeu nu va lăsa nici să muriți de foame, vă va da belșug. În anul acela, dacă n-au fost semănături, au fost multe fructe. Pentru că Dumnezeu, în bunătatea sa, când lipsește una, o duce pe cealaltă. Și le-a spus foarte clar: vă interzic să vă duceți în Egipt. Era greu de înțeles voia Domnului? Era negru pe alb. Da sau nu? Și li s-a spus nu. Și totodată li s-a pronunțat sentința: dacă o să vă duceți în Egipt, acolo muriți. Doar puțini o să mai scape dintre voi, dintre urmașilor. La ce v-ați fi așteptat să răspundă ei? Ei au cerut de la Domnul lumină. Domnul le-a transmis-o în mod clar. Și au zis atitudinea lor din capitolul 43. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului,
Azaria și alții au zis lui Ieremia, minți! Nu, Domnul Dumnezeu nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme. Ci Baruch fiul lui Neria, prietenul și secretarul lui Ieremia, te ațâță împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor, să ne omoare sau să ne ducă robi în Babilon. Astfel, toți aceștia n-au ascultat, au plecat dar în țara Egiptului, versetul 7, căci n-au ascultat de porunca Domnului și au ajuns până la Tafanes. Și acolo Ieremia le-a mai prorocit odată spre pierzarea și osândirea lor vinovată. De ce n-au ascultat? N-au vrut să asculte? Să știți că oamenii care nu vor să facă voia lui Dumnezeu și să-i slujească, rezultă din versetele următoare, pentru cine vrea să studieze Biblia, poate să lectureze. Când au ajuns în Egipt, nu s-au pus să facă altare și să slujească Domnului. Aduceau jertfe împărătesei cerurilor și femeile lor erau idolatre și erau imorale. Pentru că numai cine vine la lumină, cu fapte cu tot, va avea lumină la nivelul minții. Nu poate să-L priceapă pe Dumnezeu cine nu-L ascultă să se pocăiască cu adevărat. I se va părea că îl duce în eroare. Tu mă înșeli. Dragul meu, dar ascultă-mă că-ți vreau viața. Nu e așa. Știu eu cum e. Situație tragică. Așa s-a întâmplat, readuc ideea cu Faraon. Dumnezeu i-a împietrit inima. Pentru că n-a ascultat, pentru că intenția lui nu era curată și a refuzat în mod sistematic. În încheiere, spun că aproape toți oamenii pretind că își cunosc pe Dumnezeu, dar Biblia ne spune clar, sunt unii care nu-L cunosc. Doar se laudă, au impresia, dar din nefericire a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a schimba viața. Dumnezeu nu-i dispus să călăuzească pe orice om. Eu mai știu oameni din lume, copii născuți din familie pocăiților, așa ca și Roboam, după ce s-a lăsat de pocăință, întreau pe Domnul ce să facă. Deci ar vrea ei în anumite privințe să cunoască voia Domnului, numai nu vor să se pocăiască. Fă ce știi și apoi Dumnezeu te ajută în ceea ce nu știi. Dar altfel doar așa să-L folosești pe Dumnezeu drept horoscop, ca să vezi când e de plecat la drum și când e stat acasă, nu slujește Dumnezeu în astfel de scopuri. Nu face prin Duhul asemenea servicii. Dumnezeu se descoperă celor ce vor să se pocăiască cu toată inima. Acesta e planul Lui pentru noi. Apoi, și e mai tragic, sunt unii oameni care L-au avut pe Dumnezeu, dar L-au pierdut. Și aceștia pretind cunoaștere. Poate au rămas unii, după ce au fost predicatori sau proroși sau știu eu ce, și pretind că ei știu, degeaba s-a întunecat lumina lor. Spune Scriptura, Roman capitolul 1, vă citesc versetele 21 și 28. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit, și asta e starea cea mai periculoasă, să fie avut cândva lumină. Nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Deci Dumnezeu este Cel ce dă lumină și o păstrează. La El locuiește lumină. Datoria noastră este să-L întrebăm în toate, Doamne, cum să facem? Dar prima întrebare să fie, Doamne, cum să fiu mai pocăit? Învață-mă cum să slujesc mai bine și apoi, Doamne, cum să rezolv cu tare problemă? În ce fel să abordez o lucrare anume? Pentru că de ce este această ordine normală, binecuvântată de Dumnezeu? Dumnezeu mă poate ajuta să câștig într-o afacere, mă poate sprijini în căsătorie, dar la ce folos dacă eu nu voi rămâne credincios? Ce va rămâne din afacerea mea peste ani? Dacă eu nu vreau să fiu pocăit, cum să mă călăuzească Dumnezeu să iau o fată bună, să o nenorocească? Cine vrea să facă voia Domnului? Cel verset ce le-am amintit, revin asupra lui, Ioan 7:17, va ajunge să cunoască
Vrei să asculți? Dumnezeu îți dă lumină. În cele mari și în cele mici. Doamne, fii harul Tău peste noi. Amin.